Deschiderea Muzeului Bibliei la Timișoara este o premieră în România. Peste 500 de exemplare ale Cărții Sfinte din colecția personală a pastorului Ionel Tuțac din Lugoj sunt prezentate publicului într-o expoziție aflată în incinta bastionului Terezia. Muzeul Bibliei este un proiect al Asociației Renașterea Familiei din Lugoj în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș și cu sprijinul Mitropoliei Banatului. Colecția mea personală are peste 800 de exemplare, n-am mai putut să le aduc toate. Desigur că acasă au rămas câteva exemplare deosebite. Una dintre ele este un Nou Testament în limba greacă din anul 1592, în condiții nu tocmai bune. Dar atât am putut aduce de data aceasta, intenționez să colecționez mai departe și sper că atunci când voi ajunge la 1000 de exemplare, ceea ce nu este chiar atât de dificil în vremurile de astăzi, să pot face un pas mai departe în vederea organizării unui muzeu permanent la Timișoara. La inaugurare, pastorul Ionel Tuțac a spus că inițiativa organizării muzeului a fost generată de dorința lui de a promova Scriptura și de a încuraja oamenii să citească și să cunoască influența Bibliei. Această carte a devenit pentru mine deosebit de prețioasă încă din anii copilăriei. Părinții mei, oameni credincioși, m-au îndrumat și m-au sfătuit să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, spunând că am numai de câștigat. Prezent la eveniment, Înalt Preasfinția sa Ioan, Mitropolitul Banatului, a apreciat această inițiativă și a subliniat importanța pe care Biblia o are în viața oamenilor. Biblia aceasta transmite în popor reactivarea valorilor morale. Să îi spui sărut mâna mama mea, să dai bună ziua celui mai în vârstă, să-l cinstesc pe cel mai în vârstă, să cinstesc pe părinții tăi, așa cum încep din cele 10 porunci date Dumnezeului Moise și apoi cuvântul iubirii rostit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. La rândul său, Preasfinția sa Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de Lugoj, a dăruit muzeului o ediție actualizată a Bibliei de la Blaj. Aș dori, doar pentru că suntem aici, una din Bibliile acestea multe. E una care a apărut acum cu ocazia anului jubiliar 2000. O Biblie, așa numită Biblia de la Blaj, care a fost scrisă la 1795, inițial era scrisă în caractere cirilice, dar acum este transcrisă atât pe o pagină e cirilic, și pe pagina cealaltă este în caracterele latine. Cei care vizitează Muzeul Bibliei de la Timișoara pot vedea manuscrise și ediții vechi ale Cărții Sfinte scrise în diferite limbi. De asemenea, poate fi văzută și cea mai mică Biblie. Este un microfilm de 2,5x3,5 pe care este imprimată toată Scriptura. Fiecare punct reprezintă o pagină și ea poate să fie citită doar cu microscopul. Este mai mult o curiozitate, dacă vreți, tehnică, dar în același timp vreau să spun un lucru important. O soră geamănă a acestei Biblii a fost dusă pe lună în data de, în anul 1971, nu vreau să greșesc data, de către stația Apollo, de către astronautul Edgar Mitchell. Muzeul Bibliei de la Bastionul Terezia din Timișoara rămâne deschis până în 25 aprilie și va găzdui mai multe evenimente. Interviuri cu personalități, întâlniri cu invitați din țară și străinătate, proiecții de film documentar, dezbateri despre rolul și influența Bibliei, expoziții de caricaturi cu teme biblice, concerte și concursuri biblice.